Salutare tuturor și bine v-am găsit, fraților, la un nou clip. De această dată, oameni buni, din câte puteți vedea, o să facem un challenge, oameni buni. Eu, din câte știți, băieți, mă joc de pe mouse și tastatură. Și, oameni buni, astăzi am încercat să ne jucăm de pe fratele nostru controller. Hai că mi-a căzut firul. Da, oameni buni, înainte să înceapă clipul, dacă vreți să vedeți ce feluri am dat eu, ce am reușit să fac, nu uitați să apăsați acolo butonul de like, e foarte important, mai mult, pentru că așa o să reușim să creștem canalul ăsta din ce în ce mai mult, pentru că nu uitați, facem un challenge super mare, trebuie să ne strângem mulți în perioada asta, nu știu, eu un challenge pe care eu mi l-am propus și vreau neapărat să-l îndeplinesc, pentru că doar cu ajutorul vostru, băieți, și cu toată susținerea pe care voi o dovediți, o să reușim să facem chestia asta, pentru că în ultimul timp, băieți, sunteți zei efectiv pe susținere numărul 1. Nu uitați, băieți, să lăsați acolo un comentariu să știu și eu cine se uită la clip și cine nu. Și bineînțeles, băieți, nu uitați, dacă vă place ceea ce fac, puteți folosi codulețul meu de suport de creator dacă doriți să apareți pe ecran, cum apar oamenii care apar pe ecran în general. Nu uitați, băieți, să-mi dați un follow pe Instagram la unul robinetul și join pe camera Discord dacă vreți să vorbim puțin mai mult decât o facem pe YouTube. Și bineînțeles, băieți, în descriere primul link către PC Garage alături de un codulet de reducere pe care îl puteți aplica, băieți, la absolut orice comandă pentru a primi, bineînțeles, o reducere. Oameni buni, vă las direct cu clipul, vizionare plăcută! Bun, băieți, hai că am intrat și eu în match. Chiar nu mă pricep să joc de pe controller. Ok, mi se pare foarte mare sensibilitatea în primul rând. Mersi foarte mult de subscribe, Radarica, s-a auzit aia de subscribe. Nu știu unde o să merg, băieți. O să încerc să fac tot posibilul să fac măcar un kill, oameni buni, pentru că sunt foarte rupt de pe controller. O să-l vedeți pe adevăratul robinet de pe controller, oameni buni. Holy shit. Hai că fac treabă. Băi, cred că ar trebui să-mi dau sincer sensibilitatea puțin mai mică, pentru că eu oricum sunt un player de low sense. Ah, uite, avem player. Stai, ce zdrup. Fușu, fraiere. Mamă, și mă bat și versus player de PC. Oi, de viața mea. Fiți atenți, băi, fac lui. Hai că-l bat dacă. Cum? No. Hai, frate. Bac. Cum alerg? Trebuie să-mi dau sensibilitatea mai mică, că de-aia nu l-am bătut pe ăsta, nu pentru că nu știu să trag sau să mă joc de pe controller. Băieți, e timpul să ne aruncăm în slurpee. Nu știu ce caut aici, credeți-mă. Am încercat să-mi micșorez sensibilitatea, nu știu de unde. Ah, ba știu de unde. Ok, bine. Nu știu de unde. Unu vreau să bat și eu, băieți, unu. Aolo. Cum se ia? Pătrat aici. Nici măcar nu știu butonul. Oh god. Nici măcar nu știu bine butoanele de pe PlayStation 4 for fuck's sake, de pe controller de fapt. Hai, frate, hai să te văd. Hai, bro, să te văd. Aolo, si for. Bubuiel, are două. Fac. Cum schimb arma înapoi? Nu. Unde-i si for pe care l-a pus ăla? Uite-i pe ăla. Cum se ține? Nu înțeleg. Bun, prietenii mei de pe Facebook, am găsit și eu, băieți, de unde dau sensibilitatea mai mică și parcă acum e mult mai ușor, am mai mult control asupra joystick-ului, să zic așa. Adică, da, chiar joystick-ului. Ne jucăm aici cu fratele nostru Red Knight de gheață, băieți, și o să-l andăm aici pentru că presupune, adică sper că nu or să fie atât de mulți playeri aici. Nu o să mai merg într-o zonă atât de cunoscută pentru că ați văzut și voi, băieți, că efectiv mi-am luat trrr și atât. Și uite că avem player, uite-l chiar aici, băieți, mama, cu... Băi, frate, acum parcă e altă viață, bro. Te rog să-mi dai un shotgun și să mă apropii și eu de cineva. Hai că mi-a dat. Opa. Ok, sunt foarte mulți playeri aici. Vă rog frumos, băieți, faceți o excepție și nu mă iubiți pentru o secundă. Cum aici? Pac, luăm și noi astea. Hai, te iubesc. Nu. Cum dau? Cum scot pistolul? Așa. Ha, 200 Q. Sărim aici. Spargem ăsta. Luăm astea. Deschidem ăsta. Luăm astea. Cum deschid inventarul? Cum mă pun crouch? Așa. Ok. Cum... Nu mi-arată, bă, unde deschid inventarul. Hai să încercăm butoanele. Nu... Asta sar. Nu asta, nu asta. Nici asta. Ah, uite, îi schimb armele. Bă, ce? Deschid inventarul. Ok, nu știu. Cum mă ridic aici? Așa. Hai, băieți. Stați și le rup eu fâșul. Hai, mă. Dă-o cu mine, că nu dai. Eu nu mai suport. Nica, am găsit poți să mici de pe ăsta, băieți. Uite. Voi vedeți? Nu știu dacă vedeți. Uite. Pa, 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 pa.
Ha. Promit eu, băieți, că acum am venit în Salty și nu o să mor atât de repede pentru că o să merg pe un acoperiș unde este o armă. Sper. Hai. Dai să beau și eu repede. Cum beau? Așa. Ok, ne dăm jos de pe asta. Doamne, băieți, cum jucați de pe maneta asta? Cum o dau fire? Strange. Ui, cum îi dau foc? Ok, bine, fac, am murit. Hai încoa. Hai, frate, că sunt 1 HP, nu cred. A, 7. Fuck. Bă, era one shot. Nu înțeleg. Lăsați, băi, că din ce în ce ne facem noi mai buni. Și uite că începem să atingem player. Și e foarte bine. Bine, ce-ar face un om normal, un controller obișnuit, de fapt, nu obișnuit, începător, ar merge într-o locație de genul, nu știu, la o căsuță de aia, la una de aia, la una de aia de acolo. Dar eu să mă duc chiar solti pentru că am încredere în mine, băieți, și știu de ce sunt în stare. Puțin lino astăzi, băieți. Hai să aterizăm și noi acolo pe căsuța asta. Eu uite-l pe ăsta, băi, care ești mai aici? Mamă, păi până mă întorc, băieți, cu ăsta, mamă, păi dacă iau mouse-ul acum în mânuță și fac pac 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 pac, păi băi, moare tot soltiu. Așa cu... Cum, băieți, puteți să vă jucați cu asta? Evident, nu înțeleg. Aha. Două. Șmecher, că mă mor, șmecher. Ma, șmecher, 3 shotgun-uri să ai tot meciul, frate. Așa-ți urez. Ok. Băieți, îmi pare rău că trebuie să vedeți un noob cum moare, dar o să-mi vedeți evoluția de pro player, care sunt eu, bineînțeles, că cine altul e ca mine. O să vedeți evoluție de pro player, băieți, pe controller. Bine, n-am de gând să mă apuc să mă joc pe controller, pentru că, băieți, efectiv, mi se pare foarte dificil. Tot ce pot să fac pe controller e asta. Și asta îmi place mie să fac. Sau asta, fiți atenți, ce-mi place să fac. Bine, arăta mai bine când era sensate mai mare, dar e ok. Stai așa, stai așa, că după aia mă duc. Hai că, uita-stea. Ce băi, șmecher, hai, jos. Ești ce bătaie, dau-l ăla. Nu știu cum buildez. Pe cerc și după aia ceva. Dă-mi asta repede. Șmecher, a? Ce frate cu el? Hei. Că rup controllerul, băi, cum mă jucați pe ăsta că nu mai rezist, nu știu să mă joc de pe controller. E cea mai grea chestie posibilă ever pe care cineva o poate face, nu recomand. Bun, băieți, vreau și sper să aveți încredere în mine. O să reușesc, vă garantez chestia asta. Meciul ăsta o să dureze mai mult. O să mergem în Frenzy Farm, ați văzut, știu să deschid mapa. E foarte greu, like, nu cred că știți cum să deschideți mapa. Bineînțeles, băieți, eu acum glumesc. Sunt aici alături de fratele, adică sora mea, Tina, cred că o cheamă pe asta. Tina, Tina, Patina. Fiți atenți, fiți atenți, fiți atenți, că eu nu mă las bătut, băieți, efectiv, vreau neapărat să fac cel puțin un kill. Deci golul meu pentru clipul ăsta, băieți, să fac un kill. Dacă am făcut un kill, sincer să fiu, eu sunt fericit, pot să mă las de fornele și nu mai am nicio treabă. Da, bineînțeles că nu o să mă las de fornele pentru că o să mai fac, să deschidem ăsta. Așa, n-are treabă, băieți, că oricum fac eu kill. Fiți atenți. Fac, una, două, trei. Fiți atenți. Facem așa cum alerg, mă. Așa, fii atent. Fiți atenți, fiți atenți, fiți atenți. Da? Rush! Mergi. Unde am ajuns, mă? Mergem peste șanca să băiți. Hai că... Ok, poate e puțin cam mică sensitatea. Hai, frate. Șmecher, ai? Șmecher. Hai să ne batem. Cum fac, mă? Bă, ce-am făcut? Hai. Vin la tati. Ușor. O luăm ușor, băiți. Încet. Nu spargi pe deaua aia. Uai, sunt alebile astea. Ok, cum buildez? Fiți atenți. Pac. Tai cu minte, frat. Oh. Cum trag, mă, bă? Pe ce trag, mă, pe ăsta? Nu pe ăsta, băi, nu pe ăsta trag. Băi, pe ce se trage? Doamne. Până acum am tras și efectiv am uitat pe ce trag. Nu, pe bune, chiar am uitat pe ce trag. Băi, pe ce trag? What? Ok, îmi dau seama meciul viitor. Nu după mine, nu după mine, băiatul. Oh, de ce după mine? De ce nu mă iubește nimeni? Nu știu cum buildez, lăsați-mă pace. Bine, 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 gata. Brusc am învățat să buildez. Lasă-mă, te rog. Bro! Hai, urcă aici. Ești mort, ești mort.
Mamă, nu mai suport. Băi, oameni, e posibil așa ceva? Like, pe mine mă dă cu gen lobby de calculator pentru că mă joc de pe calculator. Băi, dar e posibil așa ceva? Da, băi, e posibil așa ceva? Efectiv, eu nu mai sunt în stare să înțeleg psihic, fizic și uman cum e posibil așa ceva. Eu nu știu, nu pot să controlez jocul din manetuța asta mică. Like, unde-i toți? Nu știu. Like, băi, pe ăsta trag, pe ăsta pun scară, pe ăsta fac nu știu câte chestii. Meanwhile, ăsta face iarăși multe chestii, ăsta multe chestii, ăsta multe chestii. Cum s-au gândit ei că, băi, Robinet o să fie în stare? Bine, Robinet e incapabil de foarte multe chestii, dar totuși, cum o să fie Robinet în stare să deschidă harta pe ăsta, să pună puncte pe ăsta, să tragă de pe ăsta, să se miște cu camera de pe ăsta, să se miște cu caracterul de pe ăsta? Cum e toată chestia asta posibilă? Like, eu nu pot, nu știu, nu înțeleg, efectiv, IQ-ul meu e mult prea mic pentru toată chestia asta. Doamne, că îl și scot aici din... Îi scot mufa asta, că mă și supără mufa asta. Și astea pentru ce? Astea ce fac? Fac ceva sau gen sunt doar aici? Nu fac nimic astea. Ah, ba da, mă, stai, unul de emote. Nu știu eu de ce sunt. A meu. Nu! Nu! No! Lasă-mă! Mami! A, da? Nu! Atât de aproape! Băi, eu nu știu de voi. Nu știu a câta oare când încerc să fac challenge-ul ăsta. Pentru mine chestia asta chiar e un challenge. Aproape am făcut un kill. Aproape, dar băieți, never give up. Dacă vreți să obțineți ceva, stați până îl obțineți. Nu știu de voi, de încă nu știu. Păi ce deschid inventarul? Aaaa, eu tic am găsit, bă. În dreapta jos arată că pe butonul ăsta. V-am zis că nu face nimic, v-am zis că nu face absolut nimic. Băi, eu v-am zis mai devreme că nu face nimic. Îl apăs. Se aude? Eu îl apăs. S-a deschis. Ok. Cum? Ok, bine, lasă-mă în pace. Uite-l, uite-l, uite-l. Hai, vină încoala, tati, iubire. Te rog, nu. Hai, iubire mea. Hai, iubire mea, hai să ne batem cu astea. Wow, 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 wow. Trisez. Bă, el are doar asta, cred. Oh, ba nu. Te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Oh, spar și-l duc. Oh. Nu, 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 nu. 56, ok. Wow, este! Ha, ce bun sunt, frate, pe controller. Mă mai joc, îmi place să mă joc pe controller, ok. Wow, ce tare e pe controller. Eu chiar eram serios, chiar sunt foarte fericit că am făcut kill, băieți. Uite, n-am cum să pun la mână. Nu ăsta. Te rog, dă-mi-l pe ăla, dă-mi pampul. Nu. Ce, aș vrea să dai edit aici? Păi dau. Repede, reload, repede. Hai, bro. Hai, iubitule. Au, 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 au. Cum pune în mână? Nu pot să pun bazuca aia în mână. Nu. Hai, de edit, de edit. Nu! Mai avea atât de puțin, bă. Băi, nu știu, frate, nu știu cum să pun armele în mână, băieți. Nu înțeleg fizic, psihic, uman, cum vă jucați, băieți, cu controllerul. Nu reușesc, efectiv, nu reușesc. Ați văzut și voi, n-am putut să fac absolut nimic. Oricum, chestia asta nu mă oprește, băieți. Poate o să facem un clip în care o să încercăm să ne jucăm, băieți, 24 de ore cu controllerul. Ce ziceți de asta, băieți? O să vin cel mai bun controller din România. Eu așa cred, băieți, pentru că, băi, băi, putem, putem. Oricum, oameni buni, uitați să apăsați acolo butonașul de like, de subscribe, follow pe Instagram la 1robinet1 și join pe camera de Discord pe care o aveți absolut întotdeauna în descriere, băi, pentru că așa vorbim foarte, 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 foarte mult. Nu uitați, băi, că dacă vă place ceea ce fac, puteți folosi codul de suport de suportă creator și puteți apărea pe ecran, cum am zis și mai devreme în intro. Și, oameni buni, bineînțeles, primul link din descriere, un link către PC Garage, alături de un cod de reducere care poate fi aplicat, băieți, pe absolut orice comandă și primiți o reducere. Și, oameni buni,
Eu am fost Robinet, eu sunt Robinet în continuare și ne auzim data viitoare. Ciao!